Salutăm, ne aflăm la Uriaș, ultima femeie la fătată, una de la David, cu mascul de la Mihai Blaga. Verificăm un pic cuibul, să vedem, niște grăzuni, și-a dat femeie la drumul la lapte, un lucru bun. O să vedem și puișorii ceilalți. Fac o lună pe data de 24. 5 frumoși. Deocamdată la Uriaș nu mai știu nimic, pentru că tot ce am montat este recent, imediat după expoziția de la Pitești. Pe 10, pe 11, cam așa am montat femeia care trebuia să ajungă în expoziție la București. N-am participat. Nici n-am controlat cuibul. Aici să vedem ce avem, dar o să fie altă dată. Așa, încă o femeie care am montat-o, achiziția de la Marius, o super femeie. Am mai rărit un pic din ei, mai am masculul de acolo pupăcios, ăsta l-am la vânzare, pentru cine dorește să mă contacteze, și pe OLX, zona Argeș, îl găsiți, anunț acolo, un mascul de anoare, este frate cu femeia de la boxa 7. Aici e liber, am avut un mascul aplicat. Aici am femeluța aceea tinerică din luna mai, o super blană și pe ea, dar mai așteptăm undeva prin sfârșitul lui ianuarie, aș vrea să vedem dacă am răbdare. Așa, femeia de la stănică și am montată, nu mi-a ținut pui și adică a fătat în colțul ăla, nu, a fătat aici și s-a smuls dincolo și automat i-am pierdut. Însă ce am reușit, să mut 3 pui de la ea, la femeia la fluture, se află acolo. Așa, puișorii de aici ați văzut. Mai am aici o femeie matură, tot așa, cine dorește și cine este interesat, o am la vânzare, femeia de la Cârnu. Femeie la 3 ani de zile, 5 fătări la mine, o super mamă, cine o dorește să mă contacteze. Și mai avem femeluțele de fluture, am mutat 2 care trebuie să înfete acum recent. Femeie la Janet, undeva pe data de 18. Femeie la de la Oradea și așa a făcut cuib acolo în colț, ea e pe 20, probabil o să mai întârzie o zi, două. Asta e femeluța care a fost în expo, femeia de la Marius, nuță, și pe ea am montat-o imediat după expoziție. În partea cealaltă mai am încă 2 femele de fluture, care și ele pe data de 26. Le aștept, dacă nu mă înșel, oricum au, 100% au pui și e un lucru bun. Cel mai mult mă bucură, la montează. Ce faci, băi? Șaure. Uite. La truc. Trebuie să le mai bag 2 cănițe. Aici avem cui cu pupăciosul bătrân. Taxo. Tatăl masculului de la boxa 1. Da. Sunt lucruri bune, pozitive, în ceea ce privește adăpostul meu. Vedem ce va mai fi. O să vă anunț pe viitor. Toate cele bune, numai bine.